Salutare și bine ați venit la Kalimba Friends! Mai mulți dintre voi m-ați întrebat ce kalimba să îmi cumpăr și de unde? Astăzi vom răspunde la aceste întrebări și vom vedea câteva lucruri pe care este bine să le știi înainte să-ți cumpere o kalimba. Dacă ești prima dată pe acest canal, te invit să te abonezi pentru a fi notificat despre videourile utile care vor fi postate în viitor. Înainte să-ți cumpere o kalimba, mai întâi ar trebui să știi că există mai multe tipuri de kalimba. Dacă ne referim la corpul kalimbei, acesta poate fi din lemn sau din acril. Am văzut și una din metal, așa ca experiment, dar în general sunt din lemn sau din acril. Cele din lemn sunt de două feluri, lemn plat sau cutie de rezonanță. Apoi acestea, la rândul lor, sunt simple sau electrice. Se numesc electrice pentru că au o intrare pentru cablu jack de 6,3 mm pentru a putea fi înregistrate fie pe o interfață audio, fie amplificate la o boxă. Am văzut și o kalimba dual, se numește, care este asemănătoare celei electrice, doar că are o intrare de 3,5 mm în loc de una de 6,3. Dacă te întrebi despre diferența sunetului între cea din lemn și cea din acril, ei bine, pentru începători nu este foarte semnificativă, este aproape la fel. Dacă vorbim despre numărul clapelor, sunt kalimbe cu 8 clape, adică o octavă, 10 clape, 12 clape, 15, 17, ca cea pe care o am aici, 21 de clape, 24 și chiar 34 de clape, probabil tot ca un experiment. Cele mai populare sunt cele cu 17 clape. În privința clapelor, există kalimbe simple și cromatice. Cele cromatice au un al doilea set de clape, fie în față, deasupra primelor, fie pe spate. Acestea sunt utile când vrei să cânți o melodie care are alterații la cheie. Dacă nu știi ce sunt alterațiile, găsești un video pe acest canal despre ele. Îți las link în descriere. Așadar, am văzut tipurile de kalimba și numărul clapelor pe care îl pot avea. Între cele din lemn și cele acrilice sunt anumite diferențe, ca și între cele din lemn plat sau cutie de rezonanță. Din nefericire, eu nu am decât această kalimba, așa că nu-ți pot spune care sunt acele diferențe. Dar să mergem mai departe. De unde să-mi cumpăr o kalimba? Ei bine, magazinele din afara țării, care sunt variantele principale, cred că le știi deja. AliExpress, Amazon, Alibaba. Apoi mai este eBay, Wish, Zoom, Gearbest, Banggood, Light in the Box, Toman și altele. Din România, magazinele online care livrează la noi în țară sunt Emag, Chitari.ro, Muzicăr.ro, Soundcreation.ro, cei de la Cel.ro aveau, chiar și pe OLX găsiți ceva, Alux se mai avea, WikiClick și Ro eShop. Acestea sunt magazinele online de unde se pot cumpăra diverse tipuri de kalimba. Unele dintre aceste magazine au doar kalimba cu 17 clape. Dacă mai sunt și altele care mie mi-au scăpat, lasă-le, te rog, în secțiunea de comentarii să știe și alții de ele. De asemenea, este posibil ca și în magazinele de muzică din orașul tău să găsești. Merită să încerci să cauți și în ele. Eu mi-am cumpărat kalimba de pe Ro eShop și a venit în aproximativ 3 săptămâni. Bun, să vorbim despre preț. Aici este puțin mai complicat. De fapt, e foarte simplu dacă stau mai bine să mă gândesc. Mai mulți bani înseamnă mai puțin timp. Mai mult timp înseamnă mai puțin bani. Adică, poți să-ți cumperi o kalimba la un preț bun de pe AliExpress cu 14, 15 sau 16 dolari, care înseamnă între 50 și 70 de lei fără transport. Dar aștepți o lună sau poate chiar două. Sau îți cumperi de pe WikiClick cu 140 de lei și ajunge în maxim o săptămână. Personal, mi se pare scump să cumpăr o kalimba cu peste 200 de lei, așa cum o vând cei de la Muzicăr.ro, Emag sau cei de pe OLX. Dar dacă ai bani și nu vrei să aștepți o lună, de ce nu?
eu vă recomand să alegeți cea mai bună variantă pentru voi. Dacă nu te grăbești, poți să-ți iei două calimbe de pe AliExpress cu aceiași bani pe care i-ai dat pe o calimba cumpărată de la un magazin românesc care e drept că ți-o livrează în 3 zile. Dar dacă banii nu sunt o problemă pentru tine, atunci sper că ți vor fi de folos site-urile care livrează repede la noi în țară, pe care le-am amintit anterior. Un mic sfat. Indiferent de site-ul de pe care îți cumperi, citește bine descrierea și detaliile din descrierea produsului. Fii atent la ce cumperi. Atât pentru astăzi. Dacă mai ai și alte întrebări, le aștept în secțiunea de comentarii sau pe e-mail. Dacă ți-ai cumpărat o calimba de curând sau îți vei cumpăra în curând, m-aș bucura să-mi trimiți poze sau un video în care cânți o melodie. Poate facem un colaj. Ce ziceți? Succes! Ne vedem curând!